Bine v-am regăsit la Super Pariuri de aici, din Superbet Premium Store. Ne apropiem de finalul anului, există însă fotbal, se joacă, Anglia ne salvează ca de fiecare dată, dar nu numai, o să vedeți și în zilele următoare. Astăzi însă vorbim despre un meci din Premier League, un meci important, un meci la care ne așteptăm la lucruri frumoase, la beneficii, de ce să nu spunem și asta. E vorba de meciul dintre Leicester și Liverpool. Ne-au ieșit calculele, ne-au ieșit ideile, pariurile atunci când am vorbit de meciul lui Leicester cu Manchester City, de exemplu. Și nu văd de ce nu ne-a ieșit și acum la această partidă dintre Leicester și Liverpool. Știm deja, am pomenit, Leicester a jucat pe terenul lui Manchester City, s-a terminat 6-3 pentru Manchester City, a fost la un moment dat 4-0, apoi 4-3 și în final s-a terminat 6-3. Liverpool n-a jucat în această etapă de Boxing Day, trebuia să joace cu Leeds, dar meciul lor a fost amânat, așa că ultimul meci al lui Liverpool de care să ne legăm puțin este fix cel cu Leicester, dar din Cupa Ligii, terminat cu victoria cormoranilor. Știți că am vorbit imediat după aceea, terminat cu victoria cormoranilor la loviturile de departajare. Cotele pe care le vedeți, Liverpool este evident favorită. Am tot spus despre Leicester, sezonul ei sub așteptări. Se așteptau la mult mai multe fanii lui Leicester atunci când începea acest sezon sub comanda lui Brendan Rodgers și cred că și Brendan Rodgers s-a așteptat la mai multe, în vreme ce Liverpool candidată la câștigarea campionatului. La cum merge City, Liverpool nu-și permite pași greșiți într-o deplasare de genul ăsta. Meciuri de genul ăsta sunt meciuri, hai să le spunem, capcană, în care se pierd titlurile. Bun, să vedem ce idei am avea, care ar fi ideile noastre pentru această partidă. Astăzi avem un singur meci pe care îl abordăm. Avem 3 idei de pariuri, ca de obicei, și un super pariu pe care vi-l propunem. Prima idee ar fi o combinație, un combo, în zona combo. Îl găsiți, rezultat final și goluri. E o combinație care de foarte multe ori iese. Există marge de eroare suficientă acolo, există așa numitul combo sigur, dar cu cotă mică, combo riscant cu cotă ceva mai mare. Noi suntem undeva, hai să spunem, undeva pe mijloc. Înainte de etapa de Boxing Day, înainte de meciul dintre City și Leicester, vorbeam de golurile marcate în partidele în care joacă Leicester și de faptul că Leicester este predispusă cumva la partide cu goluri. Ceea ce vedem noi aici vedeți că sunt două culori, sunt diferențele la ambele echipe, am ales pe acest grafic, meciuri de 0, 2 goluri și meciuri de 3 plus. E vorba de, am luat și noi ultimele 10 meciuri jucate de ambele echipe în toate competițiile și ceea ce vedeți e destul de limpede. Victoria în această dezbatere este a meciurilor cu 3 plus. Ultimul meci al celor de la Leicester, de exemplu, cu mai puțin de 3 goluri, cu 0-2 goluri, a fost pe 7 noiembrie. Mult de tot a fost un 1-1 cu Leeds. Dincolo de asta, dincolo de problemele de lot, vine cumva, ale celor de la Leicester, vine Liverpool cumva și cu avantajul că s-a odihnit puțin, e echipa mai proaspătă și evident echipa mai dornică. Mergem pe Liverpool, asta este ceea ce încercăm noi. Victoria lui Liverpool însă avea cotă mică, dacă vă aduceți aminte, de 1,45. Însă plecăm de la graficul de mai devreme și ne ducem spre 1,85 pe victorie Liverpool, 2, așadar, victorie Liverpool și 3 plus goluri. A doua idee deja a devenit una clasică atunci când vine vorba de meciurile lui Liverpool și sperăm noi să prelungească Mo Salah contractul cu gruparea cormoranilor ca să nu ne strice socotelile. Pentru că, în principiu, de câte ori am pariat, de câte ori am avut ideea asta, să mergem pe mâna lui Mo Salah, am câștigat. Și facem și acum lucrul ăsta. A doua idee, așadar, este pe marcator în meci. Atunci când sunt meciuri care la care te duci cu gândul la goluri, inevitabil te duci cu gândul la Mo Salah. Nu ne ducem cu gândul că va fi un meci strâns, că va fi un meci în care nu se va marca puțin. Când se marchează mult, n-are cum să nu marcheze și Mo Salah. Și deja a devenit clasic și acest grafic. Golurile după pauza internațională, după pauza dedicată echipelor naționale din noiembrie, 9 meciuri, 7 goluri într-un singur meci. cel cu Tottenham n-a reușit să marcheze și s-a și văzut chestia asta pe rezultatul final. Mergem și noi așadar pe mâna lui Mo Salah. Gol marcat, Salah are în momentul în care înregistrăm noi aici cotă de 1,70. A treia idee de pariu pentru meciul ăsta este legată de cornere și, pe asta am dezbătut-o cumva la meciul dintre City și Leicester și am avut mână bună, ne-a ieșit atunci, dacă ați mers pe mâna noastră, a fost o mână câștigătoare. Ceea ce vedem, o să vedem imediat, sunt cornerele din ultimele meciuri directe. Spuneam că atunci când sunt două echipe ofensive, două echipe pe atac, apar și cornerele, este normal să se întâmple asta, mai ales în fotbalul din Anglia. Săptămâna trecută, de exemplu, în meciul lor direct din cupă, au fost 17 cornere. Sunt cornerele așadar din meciurile directe dintre cele două echipe în toate competițiile. În ultimele 3 meciuri directe, doar Liverpool a avut 10 plus. Nu mai punem și cornerele pe care le-a avut Leicester. Vorbim aici doar de Liverpool. Dar noi ne ducem la această a treia idee, ne ducem spre general, ne ducem spre meci, nu ne ducem spre una sau cealaltă dintre echipe. O puteți face. Sunt cote foarte bune. Cota pe, de exemplu, pe cornere 8 plus, 9 plus cornere pentru Liverpool este fantastică, doar că poate că este și un pic riscantă. Noi însă ne-am dus pe 9,5, 10 cornere așadar, peste 9,5 cornere în meci la ambele echipe, cu ambele echipe implicate, pe cotă de 1,70. Am ajuns și la super pariul acestui meci. De regulă noi la super pariuri, cred că v-ați obișnuit cu asta, ne ducem spre cote ceva mai bune, ceva mai sus, ceva mai mari față de ceea ce alegem la ideile de pariuri simple pe care vi le dăm. Avem și aici o idee. Sigur că aici este o listă întreagă de super pariuri la care puteți să vă duceți. Nouă, de exemplu, ne-a făcut cu ochiul acest super pariu. Nici o repriză nu se termine la egalitate și cele mai multe goluri marcate în repriza a doua. Asta, ideea asta ne-a venit după meciul dintre City și Leicester, unde dacă am fi jucat așa la pauză, am fi crezut că gata, pariul e pierdut, doar că uite că repriza a doua în meciul ăla a avut foarte multe goluri. Așadar avem o cotă de 4,75 pe ceea ce propunem noi. Nici o repriză nu se termină la egalitate. Cele mai multe goluri se vor marca în repriza a doua. Și cam asta a fost pentru astăzi. Mâine ne revedem tot aici din Superbet Premium Store și vorbim despre 2 meciuri. Mâine schimbăm puțin. Mâine vom avea așadar 2 meciuri din campionatul Angliei, din Premier League. Toate cele bune!